A fost o săptămână foarte agitată pe Wall Street. Deja săptămâna a început în weekend când întâlnirile dintre UBS și Credit Suisse, banca centrală a Elveției și regulatorul piețelor financiare elvețiene a dus la fuziunea UBS Credit Suisse, prin care Credit Suisse și mai ales deponenții ei au fost salvați. Ce s-a întâmplat? S-a realizat un deal pentru a salva o bancă cu 550 de miliarde în aseturi, depozite, o bancă care nu ar fi putut să prăbușească pentru simplu motiv că ar fi produs daune de trei ori mai mari decât Lehman Brothers. Pe de altă parte, așa cum v-am spus și până acum, în Elveția nicio bancă nu poate să dea faliment. Pentru că orice astfel de faliment al unei bănci ar pune un semn de întrebare asupra sistemului și siguranței sistemului elvețian bancar. Nu putem spune însă că nu a fost un semifaliment sau un 99% faliment. Credit Suisse s-a făcut investiții foarte proaste, s-a băgat într-o droaie de lucruri, a schimbat târziu managementul și, bergând în ce în ce mai rău, a ajuns într-un moment în care dobânzile s-au dus în sus și nu mai erau negative, să nu mai poată face față obligațiilor pentru convenite și contractate de-a lungul timpului. Ce se întâmplă? Știți foarte bine că băncile nu folosesc doar banii clienților și banii lor pentru a împrumuta bani sau pentru a face speculații financiare. Băncile vă dau un anumit, o anumită dobândă pentru banii depuși la ele și Credit Suisse nu a dat niciun fel de, de dobândă pentru banii depuși în franci până acum câteva luni pentru că dobânda a fost negativă anume până la 100.000 de franci, puteai să ții bani în Credit Suisse sau în orice bancă elvețiană și nu primeai nimic, de la 100.000 de franci în sus trebuia să plătești tu ca să-ți ții în bancă. Pentru că dobânda la banca centrală a fost de minus 0,75, aproape 8 ani sau 9 ani. În cazul lui Credit Suisse, care este unul dintre cele mai neplăcute evenimente din istoria sistemului bancar elvețian și pentru care vom face un comentariu la final, lucrurile au stat în ce în ce mai rău și situația nu putea fi salvată decât pentru o intervenție a statului, a regulatorului, a băncii centrale. Banca centrală inițial a anunțat că le dă o facilitate de împrumut de 50 de miliarde. A fost insuficientă pentru că retragerile au fost foarte mari. Adică, în ultimele șase luni, Credit Suisse, care avea pe semne la un trilion active, a trebuit să facă față unor retrageri enorme de bani. Până la urmă, Banca Centrală a spus că pune pe masă nu 50 de miliarde, ci 100 de miliarde, dar Credit Suisse trebuie să fie vândut trebuie să fie încorporat într-o altă bancă mult mai solidă și cu ceva credibilitate. Dacă respectăm toate regulile sistemului bancar, evident că o astfel de bancă cum e Credit Suisse sau băncile regionale americane care au crăpat, n-ar fi crăpat decât din cauza faptului că nu mai exista încredere și când clienții pierd încrederea în propria bancă, își retrag banii, mută în altă bancă. Sau îi retrag de tot. O retragere de acest tip, care se numește ran bancar, în care lumea fuge repede la ghișeu și își retrage banii pentru a nu cumva ai să îi pierde, se întâmplă că banca nu are cum să facă față obligațiilor sale. De ce? Așa cum bine știți, o bancă pune niște rezerve minime obligatorii la banca centrală și împrumută în România de 10 ori, de 12 ori mai mult, în Elveția ajunsese să împrumute de 100 de ori mai mult, pentru că la un moment dat rezervele minime obligatorie erau 1%. Și anume, eu cred spun un franc la Banca Centrală, mă împrumut și cu dobândă negativă și împrumut al cuiva. Împrumuturile, dacă sunt valabile, nu am niciun fel de problemă pentru că eu câștig enorm pe 1% la depus, respectiv dobânda pe toată sută. Și chiar că dacă dobânzile erau negative, dobânzile în Elveția ajunseseră la plus 0,38, plus 0,40. Deci pe acel 1% câștigai 0,40, adică 40%. Pentru bancă era o afacere mină de aur. Ce se întâmplă? Se întâmplă că în momentul în care Cineva nu-ți mai plătește și ajungi să ai un credit neperformant, Banca Centrală îți cere să faci un depozit, provi un provizion, egal cu suma pe care ai împrumutat-o clientului. Și astfel trebuie să depui acest provizion nou la Banca Centrală, nu e nici dobândă, în cazul Elveției, negativă, și ai 100 împrumutați pe care nu îi mai vezi înapoi că la nu te plătește. Suta respectivă pe care ai luat-o din fondurile proprii și ai depus-o ca provizion și 1% ăla inițial pe care l-ai depus ca garanție, ca rezervă minimă obligatorie. Bun, grosomodo, nu aș vrea să mă atacați la cifre pentru că lucrurile sunt un pic mai complicate, nu chiar așa simple cum vi le prezint eu, dar eu vreau să vi le prezint cât mai simplu posibil ca să înțelegeți fenomenul nu ca să vă angajați mâine la bancă și să puteți să faceți în minte astfel de socoteli. Ideea e că dacă ai retrageri foarte multe, atunci evident că tot sistemul ți se prăbușește. Chiar dacă tu nu ai multe credite neperformante. Și Credit Suisse nu era o bancă care să aibă multe credite neperformante, mai ales că incidentele de credit în Elveția sunt destul de rare, și cum dobânzile sunt 0,38, iar morghegiurile la case uh, sunt foarte mici și în plus uh, toți cei care au făcut un morghej și au pus casa gaj au o casă ceva mai scumpă, băncile puteau să lichideze aceste case cu ușurință. Piața imobiliară în Elveția nu crește spectaculos, dar nici nu scade. Crește constant, andan. Și în ultima vreme chiar a crescut în ultimii 10 ani, 12 ani de la criză încoace. UBS a venit și s-a oferit să cumpere Credit Suisse. S-a oferit, e relativ, între ghilimele, pentru că a fost obligată. Nici o altă bancă elvețiană nu și-ar fi putut permite să înghită un astfel de colos decât un colos similar. Vă aduc aminte că în 2008 situația era exact inversă. În 2008, expusă enorm la criza subprime, UBS a căzut din 75 de dolari s-a dus până la 6 dolari și situația era că nu avea cum să salveze. Atunci atât Credit Suisse cât și Picte și Julius Baer au băgat mâna în buzunar și au depus bani la UBS pentru a avea mări lichiditățile, iar statul elvețian a venit cu un ajutor atunci de 175 de miliarde. UBS a fost salvată, s-a refăcut, au trecut 14 ani, situația s-a inversat, Credit Suisse a jucat mult mai uh, puțin prudent, foarte riscant și UBS a ajuns să poată să cumpere Credit Suisse, rivalul ei și cea care l-a ajutat în 2008 să iasă din faliment. Foarte multă lume se întreabă de ce au plătit așa de puțin. Practic n-au plătit nimic. Pentru că UBS a plătit 3 miliarde sau cât va plăti 4 miliarde, echivalentul a 5% din capitalizarea ei bursieră, plătind acțiuni UBS în locul acțiunilor Credit Suisse. Deci, practic, lichiditate nu a scos nici măcar un franc. În plus, a primit un ajutor de la statul elvețian de 9 miliarde. 9 miliarde cadou, păștia nu-i mai dă înapoi pentru cele 9 miliarde a spus că are costuri imense cu restructurarea și fuziunea. De ce are aceste costuri? Pentru că trebuie să dea afară lume. Dând afară lume are de plătit tot felul de ajutoare de șomaj și așa mai departe conform legii elvețiene. O să vă garantez că dacă UBS vrea să i dea afară pe toți cei de la Credit Suisse, toți toți angajații pe care i-am moștenit prin această fuziune, sigur nu va cheltui cele 9 miliarde, ci mult mai puțin. Dar, cum în multe, în multe domenii angajații de la Credit Suisse pot fi mai buni decât cei de la UBS, s-ar putea să dea afară de la UBS și, oricum, fuziunea nu presupune dublarea locurilor de muncă. E adevărat, în nivel de sală de trading și așa mai departe, sunt prea mulți. Dacă ne gândim că sucursalele UBS și Credit Suisse vor rămâne, greu de crezut că vor anula prea multe sedi al Credit Suisse, mai ales Credit Suisse deține și foarte multe clădiri importante în Zurich, în Geneva, în Lugano, cam în toată Elveția. Deci nu numai că are un patrimoniu imobiliar important, dar și patrimoniu de clienți și de sucursale este o mană cerească UBS încasând de acum înainte comisioane de la alți 550 de miliarde de deponenți. Gândiți-vă cât i-ar lua lui UBS să-și găsească clienți care își depună la ea 550 de miliarde. Deci, din punctul ăsta de vedere, UBS practic nu mai că nu că cheltuie nimic, mai și încasează mai mult. Iar 9 miliarde le încasează imediat și, cum bine știți, 3 le plătește în acțiuni. În plus, are și o linie de 100 de miliarde de la Banca Centrală, linie pe care știe foarte bine că poate să o folosească integral, deși nu va mai avea nevoie de ea atât timp cât oamenii nu-și mai pierd încrederea și sunt convinși că acum au depozitele nu la Credit Suisse, ci la UBS și UBS nu are de cum decât să crească și să devină, deja a devenit, cea mai mare bancă europeană. Deci, activele lui UBS împreună cu Credit Suisse vor depăși cu mult trilionul de franci, adică mult peste trilionul de dolari, francul fiind 1,10 cu dolarul, și deja ne punem problema dacă o astfel de bancă este gerabilă, gestionabilă. Pentru că, dacă mâine noua bancă creată, UBS Credit Suisse, ar ajunge în situația de a fi salvată, am avea o mare problemă și anume că nici statul, nici regulatorul, nici o altă bancă europeană sau americană nu și-ar permite să o cumpere. Problema care se pune este că am fugit și încercăm și în general guvernele încearcă să ajungă la concluzia că băncile too big to fail, adică sunt prea mari ca să crape, nu mai trebuie să create, și noi creăm din ce în ce mai mari bănci, mai mari entități, entități financiare care în cazul unui incident nu pot fi salvate de nimeni. O astfel de bancă cum e UBS va putea să fie un, juc un jucător foarte hazardat în piață, va putea să facă tot felul de operații, nimeni nu-i va sta în cale, până când lucrurile o vor lua razna. Și ne întrebăm ce se va întâmpla atunci. Cu de altă parte, acest înghițit al băncilor mici, cum sunt și băncile regionale în America, nu face decât să concentreze puterea mâna câtorva bănci, să creeze un semi-monopol și să ducă la creșterea comisioanelor, la năsprirea regulilor de împrumut, astfel încât populația care are nevoie de sistemul bancar să fie nemulțumită și să o ducă din ce în ce mai rău. Ceea ce se va întâmpla. Dacă mă întrebați și mulți m-au întrebat de ce au crescut criptomonedele într-o astfel de criză, normal când S&P-ul își dau jos să scad, criptomonedele scad și ele, pentru că a revenit ideea că ce-ar fi să locuim sistemul cu Bitcoin, cu Ethereum sau alte criptomonede. Dacă vă uitați mai atent la piața cripto, o să vedeți că, deși a crescut foarte mult bitcoinul de la 16.000 la 28.000 cu câteva zile, nu același lucru se întâmplă și cu acțiunile criptomonedele mai mici, Solana sau cele Rond, care nu s-au mai dus la stele așa cum au fost pe vremea când Ethereum și Bitcoin erau la acest nivel. Oricum Bitcoinul la 28.000 este 60%, 70% mai puțin decât maximele de acum 2 ani. Dar asta nu împiedică ca celelalte criptomonede să fie 80-90% mai puțin decât maximele lor. Și asta se vede. Dacă se vede, înseamnă că nu toate criptomonedele devin interesate. Până la urmă, din multitudinea de mii de proiecte și de cripto înființate, lucrurile se vor cerne și vor rămâne doar câteva. Pe semne că Bitcoinul va rămâne multă vreme, el fiind etalonul și prima criptomonedă și e în această piață cripto. E talon utilizat și la schimburi comerciale, nu doar la speculații Bursier. Ce vreau să vă spun despre fuziunea UBS Credit Suisse, în general, e că cu ocazia acordului semnat, s-a mai întâmplat ceva. Și anume, fiecare bancă, după 2008, ca să evite un bailout, a emis ceea ce se numesc Coco Bonds. O să vă spuneți ce sale Coco Bonds. Deci eu, bancă, mă împrumut, emit bonduri, dar nu sunt bonduri cu scadență. Adică nu e că eu suta respectivă ți-o dau peste un an, doi sau trei. Au maturitate infinită. De ce? În primul rând îți dau o dobândă mult mai mare decât bondurile normale care au o scadență. Și astfel de cocobonzi să discuta chiar să fie introduse și la state și să fie o datorie perpetuă. Astfel încât datoria să nu conteze foarte mult. Bun. Dar aceste Coco bonds, Convertible Bonds, au fost inventate pentru că, în cazul în care banca nu mai are lichidități suficiente, există un anumit nivel pe care, dacă îl ating aceste bonduri, ele se transformă automat în acțiuni. Acum, știm foarte bine, există niște reguli în justiția internațională ce se întâmplă când o firmă dă faliment. Pentru că o firmă mare, cum e Credit Suisse, când dă faliment, nu e că la lichidare nu mai rămâne nimic, din potrivă. Și știm că întâi să plătesc salariile, să plătesc uh, uh, datoriile la stat, dacă există, după care, cine e primul care își recuperează banii investiți. Cel care a cumpărat bonduri cu maturitate fixă. Acele bonduri trebuie plătite. Iar în cazul nostru, UBS le va plăti integral. După aceea urmau aceste cocobonduri. Foarte credit să avea 17 miliarde. Ei, aceste 17 miliarde au devenit zero. Oamenii au pierdut tot. Și acolo erau inclusiv fonduri de pensii, pentru că cocobondurile de la orice fel de bancă mare sunt automat AAA++. Cu greu ele poa' să dea faci numai dacă firma dă faliment. Ceea ce este curios și ceea ce a stricat sistemul actual și pentru care vor exista procese contra lucrării Swiss, adică așteptați-vă că acest atox... -a acordul BS Credit Suisse, nu treacă chiar așa ușor să fie atacat, mai ales la New York și pe piața americană, este că nu e normal ca acționarii, care trebuie să fie cei mai expuși, adică acționarii iau ceva doar după ce se îndestulează deținătorii de bonduri ai societății cu scadență fixă și deținătorii de cocobonduri cu expirare nelimitată. Care acei deținători, la un anumit strike, se transformă în acțiuni. Dar ei trebuie să recupereze ceva. Nu pot să nu recupereze nimic. În schimb, acționarii, chiar dacă o să spuneți că au recuperat 90 de cenți, au recuperat ceva. Adică, toți acționarii s-au găsit cu acțiuni la UBS și o să vedeți că acțiunile la UBS vor crește. Dovadă. Dacă luni de dimineață, după anunț, UBS-ul și investitorii s-au apucat să vândă și acțiunile au ajuns la 14 franci, ieri seară deja se duseseră la 19 franci și acțiunile UBS poate să ducă la 30 de franci. Pentru că toată lumea înțelege că pentru UBS o mană de aur n-a dat niciun bani și au obținut și clienți și comisioane și venituri. Așteptați-vă ca nu anul ăsta când vor avea cheltuielile de data afară și așa mai departe de restructurare, dar anul viitor, sau chiar în trimestru 4 din 2023, ubs să dea niște rezultate spectaculoase. Și acele rezultate spectaculoase, oricum, el are un price earning rate sub 10. Să ducă acțiunea acolo unde a mai fost, la 75. Ceea ce, ceea ce. Ar fi un lucru foarte bun și pentru acționarii. Credit Suisse acum, care vor primi drept pentru 22 de acțiuni uh, Credit Suisse, vor primi o acțiune UBS. Și o să zic, ziceți, da, dar la 22 o să fie maxim un dolar. Știu, dar la 75 dacă ajunge acțiunea peste un an, o să fie 3 dolari. Și 3 dolari era valoarea acțiunilor Credit Suisse înainte de a să apuca să... Ba chiar era 3 dolari 90 înainte de a publica rezultatele pe trimestru 4 de anul trecut. Cu pierderea de 7 miliarde. Deci, ce se întâmplă? Faptul că deținătorii de cocobonduri n-au luat nimic, a dus la o neîncredere totală în piață. Știți câte cocobonduri de la băncile mari există? Inclusiv a UBS are cocobonduri. 250 de miliarde. Ce s-a întâmplat cu deținătorii acestor 250 de miliarde de cocobonduri? Mai ales că unii erau, așa cum știți, fonduri de pensii. Au început să vândă masiv. Nimeni nu mai are încredere. Atât timp cât tu știai că ai, ești mai protejat decât dacă deții acțiuni, de ce să mai cumpăr cocobonduri și să nu cumpăr direct acțiuni? Chiar dacă dobânda e atractivă. Pentru că, vedeți, dacă credit s să împrumuta cu 8%, cu bonduri, cu scadență, cu maturitate un an, doi, să împrumuta, în schimb, cu 16% la cocobonduri. Și lumea, evident, prefera aceste cocobonduri, mai ales într-un moment de situație gravă în sistemul bancar. Lucrurile astea nu sunt bune, la fel cum nu e bună nici selecția naturală rămân la ideea că în 2008 trebuia să lăsăm selecția naturală, cum rămân la ideea că și acum ar trebui să lăsăm selecția naturală, inclusiv la băncile mici regionale din America. Dar ele vor fi toate salvate. După ce am avut două falimente mici al Silicon Valley Bank și a celelalte bănci care oricum i-a fost, fost pus în cârcă că activa în domeniul cripto, Trebuie să recunoaștem că First Republic Bank a primit un ajutor nesperat de tip elvețian. 11 bănci au hotărât să strângă 30 de miliarde și să le depună. Le-au depus ca și cum ar fi clienți, adică să arate încredere în First Republic Bank să le depună la ei în bank. Aceste depuneri de 30 de miliarde a calmat piața. S-ar putea să crească la 50. Problema e că First Republic Bank dacă nu ar avea retragere atât de mari și nu ar risca să fie decapitalizată, are un profit și merge atât de bine, încât price earning rate ul ei e de 2 și riscă să câștige bine mersi și să ajungă să aibă price earning rate și mai mic decât 2. Ceea ce o face o bancă foarte atractivă. Și la fel First Republic bank poate fi înghițită de o bancă mare. Pentru că să nu uităm acest sistem cu 11 bănci care depun 30 de miliarde și 20 de miliarde, să poate întoarce la un moment dat prin achiziția forțată a băncii care nu are cum să dea bani înapoi și, drept urmare, e la mâna celor 11 bănci mari care o înghit fără niciun fel de remușcări. Continuarea asta cu peștii mari care înghit, peștii mici în sistemul bancar, după părerea mea, nu duce nicăieri. Duce la bănci mamut, din ce în ce mai mari. Dacă în 2008 aveam Mary Lynch, Bear Stearns, Salomon Brothers, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers și alte bănci de investiții mari, astăzi a rămas doar cu Morgan Stanley și Goldman Sachs. E oare bine? Nu cred. Concurență nu mai există. Băncile poate să facă un semi-monopol. E greu de verificat. E mult mai greu să înțeleagă 11-20 de bănci și e mult mai ușor să înțeleagă două bănci. Băncile comerciale, cum e Bank of America, care a înghițit Merrill Lynch, nu mai au aceeași problemă pe care au avut-o după 1932, când Președintele Roosevelt a hotărât ca activitatea de bancă comercială să nu se amestece cu banca de investiții. Și celebrul decret de atunci, dat de senatorul Glass prin care o bancă comercială nu putea fi amestecată cu o bancă de investiții, a dus la un sistem bancar sănătos, până când au început de reglementările în perioada Clinton și Greenspan, până când toate băncile s-au apucat să facă speculă și să facă jocuri în bursă și produse derivate și așa mai departe. Și astfel încât foarte multe bănci de investiții au crăpat. Ce s-a întâmplat în 2008? În disperare și atunci l-am lăsat pe Bank of America, bancă comercială, liniștită, care se ocupa de mortgage de afacerile clienților mici și așa mai departe, să cumpere Merrill Lynch, să apuce și de investment banking. Și nu mai există nicio bancă comercială mare, că e Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, care să nu aibă divizie mare de investment banking. Problema e că regulatorul a cerut să explozite chinezesc într-o entitate și alta. Oare așa să fie? Oare JP Morgan, secția de investment banking, nu va apela la lichiditățile băncii comerciale și invers? Ba da! Și cum asta nu poate fi verificată de Security Exchange Commission și nici de Federal Reserve în fiecare minut, lucrurile continuă să ia Și așa ajungem la bănci din ce în ce mai mari, din ce în ce mai puține, iar finalul nu va fi decât un moment în care criza barcară, care o să vină peste 10-12 ani, să fie atât de mare încât nimeni să nu mai poată stinge. Deci am reușit nu să stingem focul, nu să-l împrăștim, ci să-l concentrăm în mâna a foarte puțin oameni. Și atunci ne punem problema, la fel ca și în tehnologie, dacă nu astăzi și în domeniul bancar și în tehnologie, dacă nu cumva astăzi avem un monopol mult mai mare decât monopolurile distruse de Teddy Roosevelt la în 1900, monopolurile lui Rockefeller în petrol, lui Carnegie în oțel, lui Ford în construcția de mașini și așa mai departe. A, până și firma lui Rockefeller atunci a fost parte mai multe firme mici, n au mai putut să folosească activele de la una la alta și, în general, monopolul a dus la crearea mai multor societăți petroliere. La noi, monopolul crește. La noi. La noi, în epoca noastră, când e vorba de România. Dar ideea de a deveni din ce în ce mai mare și a avea monopol și a nu depinde de concurență, este o tehnică pe care a practicat-o Rockefeller și care se practică și acum la 100, cât? 150 de ani distanță. Poate aici guvernanții ar trebui să facă ceva. Dar nu mi se pare că în vreo țară europeană sau în Statele Unite sau în vreo economie majoră există vreo mână de fier sau vreun Teddy Roosevelt sau vreun Franklin Delano Roosevelt sau vreun Kennedy care să poată, sau vreun Churchill care să poată să ia taurul de coade și să reformeze sistemul. Iar dacă sistemul nu se reformează de către decidenți, de către politicieni, se va reforma sigur, de unul singur, prin crize. Și crizele astea, ați văzut, le suportăm noi toți. Ce cred eu? Cred că criza bancară nu va mai ține mult, lucrurile se vor calma și vom putea să avem și un raliu până la sfârșitul anului. Dacă cred lucrul ăsta, asta nu înseamnă că nu vor mai exista sus-josuri și volatilitate în piață.